Țara pe deal, Rugăciune, Somnoroase păsărele și alte versuri ale poeziei românești au fost cântate și rostite într-un spectacol de muzică și poezie oferit de Corul Academic Radio, dirijat de Dan Mihai Goia. Numuri curbe, raze ale șirului de spică, streșine vechi, casele în lună ridică, scârție în vânt, cumpăna de la fântână. Actorii Irina Ungureanu și Ionuț Chivu au urcat pe scenă alături de Corul Academic Radio pentru un spectacol special de poezii în armonii corale, un concept prin care dirijorul Dan Mihai Goia crede că poezia și muzica își dau mâna pentru a realiza o adevărată simbioză. Umbre mari lăsate pare, ziua mare după cum. Foarte armonios și o idee bună să îmbine muzica cu poezia și cu marii clasici ai muzicii și literaturii noastre. Mi-a plăcut, emoționant și un moment deosebit. Un moment foarte frumos, ne bucurăm că am reușit să ajungem și totdeauna maestru Goia a făcut concerte corale din astea cu o tematică deosebit de bine gândită. Recunosc că este prima dată când vin la un astfel de concert și mi-a plăcut foarte tare. Am cântat într-un cor ca amatare aproape 10 ani de zile și îmi face deosebită plăcere să vin la astfel de concerte și nu mă satur niciodată să ascult compozitorii contemporani români. Într-un spectacol aplaudat cu toată admirația de public, pe scenă s-au aflat pianista Carmen Sândulescu, solistul tenor Nicolae Simonov și violonistul Adrian Ilie, care a realizat un fond muzical cu balada de Ciprian Porumbescu pe versuri de Eminescu, Alexandri, Coșbuc, Arghezi sau Blaga.